Și sâmbătă și duminică, câteva zeci de protestatari s-au reunit în fața Palatului Administrativ din Suceava, acolo unde și-au prezentat din nou nemulțumirile. Ca și pentru cei care protestează în Piața Victoriei și în marile orașe din țară, abrogarea Ordonanței 13 și demisia Ministrului Justiției sunt prea puțin. Nu mai vrem oameni corupți și de 12-13 zile de cât lumea stă în stradă, bine ar fi ca Dragnea și Grindeanu să-și dea demisia, să nu mai prostească lumea. Au pus câțiva lei la pensie și la profesori, iar în schimb plătim facturi la curent și gazul și toate astea dublu și bine ar fi să-și dea demisia. Asta vrem. De ce? Fiindcă conducerea țării a luat măsuri și a luat-o pe un drum foarte greșit pentru România. În loc să se intereseze de problemele majore ale țării, de învățământ, de sănătate, de infrastructură, au grijă să facă legi care să-i scape de pedepse pe cei care au furat. Sucevenii, asemeni tuturor românilor care au ieșit în stradă în primele 13 zile de la Marțea Neagră, au redactat și susțin ceea ce au numit Proclamația România 2017+, prin care își doresc ca niciun guvern, indiferent de coloratura politică, să nu mai repete vreodată situații de tipul Ordonanței 13, transparență în administrație prin e-guvernare, ca avocatul poporului să fie ales direct de cetățeni, ca cetățenii să poată sesiza direct Curtea Constituțională, depolitizarea funcțiilor publice și ocuparea lor doar prin concurs, ca membrii guvernului să nu mai fie și parlamentari, eliminarea avizului parlamentar pentru cercetarea penală a guvernanților, fără penali, indemnitățile și funcțiile publice și punerea în practică a acestor puncte prin referendum. În cea mai mare parte, revendicările din această proclamație coincid cu cele propuse și la Suceava. Protestatarii de aici mai doresc, în plus, reducerea numărului de parlamentari la 300 conform referendumului din 2009 și interzicerea campaniilor electorale în biserici, cu sancțiuni clare stipulate în lege. Noi tot o să ieșim în stradă. Noi nu vrem ca să hoțe să scăpi și cei care au furat o pâine, repet, la un magazin sau ce-au făcut, să stai la beci și dumnealor că au furat miliarde și au distrus țara noastră, noi tineretul muncim prin străini să câștigăm o bucată de pâine și iar ei aș face pensii speciale. Am vocea mea. La 77 de ani sper că am oarece cunoștințe ca să am părerea mea personală fără să fiu influențat nici de partide, nici de manifestații, nici de... Nu pentru asta vin. Eu vin din convingere. O să vedem weekendul viitor, să vedem ce se aude și de la București și în celelalte orașe mari, să vedem în funcție și de ei dacă ieșim și weekendul viitor sau nu.